Bună seara și bine vă regăsesc acum la sărbătoarea în vatra satului din comuna dumneavoastră. Dragii mei din satul Tocileni, dragii noștri din satul Siliște, satul Victoriei și din Stăuceni, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut ca Relu Burlacu să continue tradiția care a început cu ani în urmă prin a se susține asemenea serbări câmpenești. Ne apropiem de toamnă, dar ne apropiem cu bucuria că am reușit să facem ceva pentru Stăuceni, că vom face mai mult de acum înainte și că ne veți fi aproape și îl veți susține pe primar. Este o serbare frumoasă cu foarte mulți artiști cunoscuți, talentați, care au vizitat și au concertat, s-au prezentat în fața dumneavoastră, ceea ce denotă pentru a câta oară respectul pe care vi-l poartă primarul dumneavoastră, Relu Burlacu. Fie ca și această seară să se încheie frumos, să vă simțiți bine, să ne vedem cu bine la sfârșit de iarnă, atunci când serbați Festivalul Plăcintelor. Vă doresc în continuare sănătate și o seară frumoasă! Dau cuvântul doamnei senator, după cum știți, doamna senator este din sat la noi, chiar din localitatea Siliște, din comuna noastră. Bună seara, dragii noștri, bună seara, domnule primar. Iată-ne din nou împreună la cea de-a 14-a sărbătoare a satului Stăuceni, a comunei Stăuceni. Domnule primar, se spune că omul sfințește locul atunci când pune suflet. Acest lucru l-ați făcut dumneavoastră. Și eu sunt din partea locului și cine mă știe. Și dumneavoastră sunteți din partea locului. Acest lucru l-ați realizat în aceste zile. Ați pus suflet. Ați avut alături Consiliul Local, ați avut alături sponsori importanți și iată că miile de cetățeni prezenți astăzi aici vă vor mulțumi pentru că după un an de muncă trebuie să știm și cum să petrecem. Mă uitam la acești frumoși copii din formația satului, fluier, muguri de fluier, și mă gândeam ce frumos le-ar sta celor 15 copii care știu să ducă tradiția satului mai departe, să meargă în vizită la Parlamentul României. Și cred că împreună cu doamna deputat putem crea acest demers chiar în luna septembrie. Dragii noștri, sunteți invitați în Parlamentul României să vedeți unde se fac legile pentru comunitățile noastre, pentru întreaga țară. Vă felicit din tot sufletul, petrecere frumoasă și haideți să ne bucurăm de această seară minunată! Când așa-mi plâns de dor, la la la, lai la lai la, n-am crezut că am să mor, la 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 la.